Aș vrea și mâine să fiu. Ea artistă, el expert electoral, ea emoțională, impulsivă, el un pragmatic incurabil. Aparent sunt firi incompatibile, însă destinul i-a unit pentru mulți ani înainte. Au două fetițe minunate și o dragoste desprinsă din povești. E adevărat că Iurie deseori mă mai stăpânește pe mine și mai pune unele restricții în ceea ce ține de cariera mea artistică, dar uitându-mă în urmă, deja din perspectiva înțelepciunii pe care am acumulat, îmi dau seama că toate lucrurile pe care mi le-a spus, mi le-a sugerat, erau doar spre binele meu. Nu a fost o dragoste la prima vedere sau o dragoste așa foarte, nu știu, care bufnește. A fost o dragoste liniștită, o dragoste matură. Își dorea foarte mult copii și îmi dădeam seama că ar fi un tătic ideal, pur și simplu. Așa și este. Sofia și domnița practică tenisul de câmp de la o vârstă fragedă, fapt ce nu le împiedică să aibă performanțe și la școală. Cel mai mare cadou făcut de tata a fost de ziua mea și a surorii mele, când el a comandat de la un hipodrom cai și noi ne-am plimbat și ne-am dat voie și invitațiilor să se plimbe. Nu pot să zic că prea des le oferim cadouri. Jucării cred că, iarăși, ne limităm la mai puține jucării, la mai multe cărți. Și mă bucură foarte mult că ele sunt atașate de citit, de învățat, de a descoperi lucruri noi. Sofia scrie versuri și vrea să fie pace în toată lumea. Iar Mezina, domnița, asemeni tatălui, este o fire mai calculată. Eu niciodată n-am fost în timpul zilei la serviciul său și eu n-am înțeles ce face el. Eu cred că tata la serviciu, din câte mi-a zis el, semnează documente toată ziua și le citește. Are o masă foarte mare, rotundă și acolo se adună toți oamenii și ei încep să vorbească. Ieri seara a venit cu o pungă plină cu mape de semnat și a făcut toate astea într-un timp record. El aș caracteriza pe tata ca un domn puternic, care mă ajută în toate și își dedică mult timp și serviciului său și copiilor. Mie, familia mea mi se pare perfectă.